m-a rugat să aduc și salutul dânsului, pentru că relațiile noastre sunt foarte bune, așa cum ați auzit, din 1992, prin inițiativa Institutului, facultatea noastră există în universitate și este găzduită de Institutul Teologic Baptist și mulțumesc lui Dumnezeu și oamenilor implicați pentru excelenta colaborare pe care o avem de atâția ani. Mă bucur că s-au adus mesaje de la Alianța Mondială Baptistă. Doar așa, ca informare, nu toți baptiștii din lume fac parte din forul nostru cel mai mare, dar sunt 241 de organizații din 126 de țări. Și de curând, la Amsterdam, Federația Europeană Baptistă. A avut o schimbare de garnitură, fostul general, secretar general Tony Peck s-a retras și este acum un nou secretar general, Alan Donaldson, din Scoția, domnul să-i bine cuvânteze. În România, învățământul nu are rădăcini foarte vechi, așa cum se întâmplă în multe țări din Apus. Și o instituție de învățământ din România, care sărbătorește 100 de ani, este o instituție remarcabilă pentru istoria noastră. Și am făcut niște comparații. Institutul are aceeași vârstă cu Politehnica din Timișoara sau cu Academia de Studii Economice din București. Are o vârstă mai mare decât Universitatea de Arhitectură din București sau Universitatea de Construcție din București, care este facultatea, universitatea în care m-am format profesional ca inginer pentru prima mea vocație. Deci este remarcabil că imediat după 1 decembrie, baptistii uh, din Transilvania și din România s-au mobilizat, aș spune că s-au mișcat repede. Și ei sunt un exemplu de urmat, uh, chiar înființarea culturii baptist, atât de repede după este una dintre primele organizații uh, confesionale care au fost înființate uh, în România de atunci și uh, eu mă gândesc că strămoșii noștri, pe lângă faptul că au dorit să facă ceva, au vrut să ne lase o moștenire pe care să o putem menționa astăzi. Și de deci ce o facem acum cu bucurie? Dar ce vreau să vă spun? Vedeți, baptiștii nu au o teologie naționalistă. Termenul acesta nu aparține mentalului baptist, care crede că, de fapt, asta este o construcție constantiniană. Și de aceea. Imediat după Marea Unire veți vedea că a apărut ideea aceasta de proiect național, un mare proiect național. Și a fost cumva, după aceea, explicitată și în termeni teologici și în diferite alte moduri. Dar proiectul baptist a fost institutul, de fapt, care n-a fost bazat pe un excepționalism, ci pe o slujire și pe promisiunea Evangheliei că scopul lui Dumnezeu este să salveze o lume căzută prin lucrarea lui Isus Hristos și să o transforme prin slujirea ucenicilor săi. Asta a fost ideea. Și nu cred că s-au gândit la un proiect național, dar e interesant. Mie mi se pare extraordinar ce spune Constantina Dorian, și mi s-a părut fascinant cunoașterea lui geografică, profetică pentru zilele noastre, pentru baptiștii din România. Aș dori să vă propun astăzi un exercițiu de imaginație. Noi, baptiștii, ne adunăm ca să, să studiem scriptura. Și timpul a trecut, știți, de multe ori sunt invitat la evenimentele din acestea, știți, și invitatul de bază este la sfârșit, dar timpul a trecut și te uiți în sală și, așa, din toate legile comunicării, îți dai seama că nu are rost să vorbești foarte mult, dar totuși trebuie să ne adunăm în jurul cuvântului cumva. Și aș dori să vă propun un exercițiu pornind de la o întrebare. Unde este Dumnezeu? E foarte interesant cum primii baptiști au, din România s-au gândit unde este Dumnezeu în toată această mișcare a istoriei, în viețile noastre. Sau mai bine aș putea întreba altfel, unde mă pot întâlni eu cu Dumnezeu? Și invitația începe cu o relatare biblică, care e cunoscută, bănuiesc de mulți, este, se numește Visul lui Iacov. La sfârșitul exercițiului, vă promit că nu vă dau un răspuns, trebuie să vă găsiți singur răspunsul. Și așa că plecați cu o întrebare care sper să vă bântuie până veți găsi un răspuns. Marc Chagall, rog pe cei de acolo să, să dea drumul. A, se vede. Marc Chagall a fost un, un artist evreu născut în Belarus, în Vitbesc, în 1877, și printre el era religios, de fapt a vrut să se facă pastor la un moment dat, dar a ieșuat. Și printre lucrările lui este această pictură, Visul lui Iacov. Și de multe ori, imaginația unui artist ne ajută să vedem lucruri pe care noi nu le vedem altfel. Și aș dori să citesc textul acum. Vă rog să nu apelați la, la, la scris, ci doar să ascultați și dacă vreți să vă uitați. Că și exercițiul ascultării ne duce într-un alt mod de a citi un text decât să urmărim pe, pe, pe o pagină literele, da? Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea asupra ei și zicea, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la mează noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutinde pe unde vei merge și te voi duce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi Până nu voi împlini ce spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat? Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. În zilele noastre întâlnim din ce în ce mai des o atitudine indiferentă față de Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că multe persoane tind să-l ignore pe Dumnezeu și să excludă cumva implicarea sa în transformarea lumii. Lumea modernă, mai ales cea apuseană din care facem noi parte, a devenit o lume a indiferenței față de credință și, într-o măsură, chiar o lume a negării existenței lui Dumnezeu. Ne confruntăm aproape zilnic cu această indiferență față de credința în Dumnezeu sau chiar cu o respingere a oricărei forme de sentiment religios. Mai puțin în România, pentru că noi avem această moșterire mai spirituală, un pic. Pe de altă parte, persoanele care sunt credincioase continuă să-l caute pe Dumnezeu. Și căutarea aceasta este pentru unii un exercițiu rațional dar pentru alții este rezultatul unei experiențe a întâlnirii cu Dumnezeu. Și după aceea încearcă să și-o explice în contextul mai larg al vieții lor. Asta s-a întâmplat de fapt și cu Iacov. Și cei care experimentează întâlnirea cu Dumnezeu și descoperă credința astfel, e normal dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Ce să spui? Ce a spus și Iacov? Nici nu mi-a trecut prin cap că Dumnezeu s-ar putea să fie aici. Mi-e frică! Dar, știți, cei care se întâlnesc cu Dumnezeu doresc cumva să fixeze experiența lor, un reper la care să se întoarcă mereu. Și dacă a avut întâlnirea loc într-un spațiu anume, sfințesc locul. Dacă a avut legat întâlnirea loc de ceva, obiecte, sfințesc obiectele. Și astăzi apare un pericol al superstiției, care în mediu era extrem, extrem de dezvoltat. Și vedem că și în contextul nostru sunt oameni care sunt supersticioși. Cei care sunt mai raționali încearcă să-l închidă pe Dumnezeu în forme dogmatice. Cumva să controleze ei totul și ajungem la forme de legalism sau de fundamentalism religios. Dar scriptura și această întâlnire a lui Dumnezeu cu Iacov ne prezintă o altă imagine a relației dintre Dumnezeu și om. Dumnezeu care se descoperă ca persoană, care are mereu inițiativa de a se întâlni cu omul și căruia îi promite să îl însoțească. Dumnezeu are astfel în vedere mereu un viitor care îl promite celor al căror trecut deja l-a rezolvat. Trecutul este de multe ori o problemă pentru noi pentru că îl cărăm în spate, ne bântuie lucruri nerezolvate. Asta era problema lui Iacov. Iacov era cel înșelător, nu? Așa îi spune numele lui. L-a păcălit pe fratele lui ca să-i fură dreptul de întâi născut. Și acum fugea prin pustiu de fratele lui. Și fugind, nu mai avea unde să meargă. Și Iacov a fost plin de teamă. Nimeni nu-i oferea un pat. E nevoit să doarmă sub cerul liber. Probabil că se întreba ce se va întâmpla cu el. Într-un loc necunoscut, într-o țară a nimănui, călătorind cu frică, alergând între două destinații. Și atunci, în acest loc, în acel moment, îi se arată Dumnezeu. Dumnezeu nu îi se descoperă într-un loc de închinare, nu în mijlocul familiei sau a prietenilor, ci în acel loc auster, dur, noaptea, pustiu, piatră, mai mult decât atât. Mi se arată într-un vis, unde n-ai niciun control. Visul, ești dus, ești pierdut în visul acesta. Pentru că Dumnezeu îi descoperă lui Iacov că totul vine de la el. Și mă gândeam că poate că astăzi și noi am vrea să închidem cumva și să păstrăm acest moment aniversar. Frumos! De frumos că suntem gata să mai ascultăm și pe fratele Otic cu câteva cuvinte, nu? Frumos! Dar natura lumii și a realității este schimbătoare, este trecătoare, este dinamică. Dumnezeu nu schimbă scopul și promisiunile, dar vestea bună este că Dumnezeu nu a rămas la betelul lui Iacov, ci El este mereu prezent. Este mereu actual, mereu în a, implicat în a transforma lumea potrivit scopului său. Și de aceea, pentru noi, astăzi, ca și Iacov, atunci întâlnirea cu Dumnezeu nu trebuie să fie o ancorare în trecut, ci o deschidere spre viitor. Și Iacov aude de la Dumnezeu trei lucruri de, din gura lui Dumnezeu. În primul rând îi spune, Eu sunt cu tine. O promisiune a prezenței. Cerul se coboară pe pământ. Gândiți-vă, vedeți, imaginea aceasta este preluată și în. Iconografia creștină, dacă mergeți pe la mănăstiri, este scara lui Iacov cu perfecțiunile creștine și urci pe ea și așa mai departe. Dar cerul, de ce? Îi se arată Dumnezeu și spune, eu sunt cu tine. Dumnezeu este prezent. Speranța creștină, dragii mei, este radical diferită de speranța lumii. De ce? Pentru că înțelegem că Dumnezeu este cu noi. A fost multă tulburare și este cu COVID-ul acesta, cine se vaccinează, cine nu, și nu vreau să aduc în discuție chestia asta. Dar speranța creștină este că în orice context Dumnezeu este cu noi. Și lucrul acesta este total diferit de o persoană care nu are credință. Și Iacov, e foarte interesant, este prima persoană din Biblie care a auzit asigurarea Eu sunt cu tine. Care au fost Ulterior, repetate mai multor conducători, Moise, Iosua, Gedeon și apoi Emanuel. Dumnezeu este cu noi, da? A doua, a doua, al doilea cuvânt de la Dumnezeu, sau cum am spune în limbajul modern, din partea sponsorului evenimentului, da? Ce a fost? O acțiune divină. Eu te voi păzi pretutindei. Eu sunt cu tine. Eu te voi păzi. Este imaginea păstorului care paște o turmă. Este imaginea psalmistului din psalmul 121. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Și tot așa de șase ori. Pentru că Dumnezeu promite să-l însoțească pe Iacov și să-l păzească pe Iacov. Și în final, este speranța întoarcerii. Spune, te voi întoarce acasă. Și voi restaura relațiile și promisiunile pe care, pe care le-ai avut. Pentru Iacov, aceasta este prima lui întâlnire cu Dumnezeu. Foarte important. El îl cunoștea pe Dumnezeu din promisiunile auzite de, de la părinții lui, cum spunea textul, nu? Sămânța ta va fi mare. Asta a spus lui Afram, nu? Lui Isaac. Dar acum El se întâlnește cu Dumnezeu. Dragii mei, este o zi extraordinară. Am auzit tot ce au făcut cei dinainte pentru Institutul acesta. Dar astăzi este vremea noastră. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Eu sunt cu voi. Eu vă voi pozi. Și eu îmi voi ține promisiunea care am făcut-o de la început. Aceasta este mesajul de astăzi. Unde este prezent Dumnezeu? Întâlnirea lui Iacov indică spre o prezență continuă. Dumnezeu este prezent împreună cu noi în călătoria vieții noastre, însoțindu-ne. Vă să aminte că David a vrut să-i facă templul lui Dumnezeu și Dumnezeu ce, Dumnezeu ce a spus? Ce îmi trebuie mie case făcute de mâine și Te-am rugat să-mi faci mie ceva? Adică vrei să-mi dai mie buletin de identitate, să-mi stabilești mie? Eu Dumnezeu. Nu, nu mă pui tu pe mine să stau unde vrei tu. Eu te-am însoțit în pustie, în cort. Dumnezeu ne însoțește. Împărăția lui Dumnezeu, deci, nu este o instituție, cum a înțeles biserica de la Constantin încoace, ci o formă de trăire, de rânduire socială, intenționată de Dumnezeu, dar nu neapărat pentru a clădi o împărăție lumească. Și nu mă înțelegeți greșit, că avem nevoie de instituții și eu sunt un om al instituției, vă dați seama. Dar ca și creștin, viziunea este dincolo, puterea este dincolo de acestea. Nu înseamnă că nu le respectăm. Baptiștii întotdeauna au fost niște oameni respectoși cu legea. Dar împărăția lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu de a transforma lumea. Și vă spun, țara noastră are nevoie de puterea asta. Când ne uităm la cât faliment este în, în, în instituțiile noastre, în, în modul nostru de a ne raporta la, la realități, are nevoie de speranță, dar nu de ură, nu de învârșbire. Biserica are mare potențial să aducă ură și învârșbire. Are nevoie de speranță că Dumnezeu poate să transforme lumea aceasta. Și o putem arăta prin vieți transformate, comunități transformate. Pentru că biserica trebuie să proclame lumii harul necondiționat al lui Dumnezeu și speranța pe care El o aduce. Și vedeți, ultimul cuvânt este acesta. Vedeți, dacă Iacov s-a întâlnit așa cu Dumnezeu, în Noul Testament vine Ioan și spune despre Domnul Isus Hristos și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dumnezeu își construiește împărăția în termenii săi. El este liber, nu-L controlăm noi, dar El este prezent și ne cheamă să ÎL urmăm. La 100 de ani de la înființarea seminarului baptist din România, ne uităm în urmă, cu bucurie și cu mulțumire, și slăvim pe Domnul și mulțumim pentru cei pe a căror umeri stăm astăzi. Dar vocea lui Isus este înaintea noastră și ne spune vino după mine.